Salutare dragi pasionați de sport! Sunteți pe canalul Superfit, eu sunt doctorul Șerban Damian, iar aceasta este o serie despre suplimente nutritive. Înainte de a trece la subiectul de astăzi, nu uitați să vă abonați la canalul Superfit. O să vorbim despre beta-hidroximetilbutirat sau beta-HMB sau pe spurt HMB care este un supliment destul de popular. Să vedem ce e cu el dacă chiar ne folosește la ceva. Hidroximetilbutiratul este un metabolit al aminoacidului leucină, unul dintre cei mai importanți aminoacizi din organism. Atunci când leucina este metabolizată, este convertită în alfa-ketoizocaproat, care apoi este convertită în acest beta-HMB aproximativ 5% din leucină este convertită în beta-hidroximetilbutirat. Acest supliment a devenit popular în anii 90 și inițial a fost folosit pentru a limita pierderea masei musculare la bolnavi de cancer și sida, apoi a fost introdus în sport. Hai să vedem cum funcționează. Mecanismul nu este pe deplin înțeles, totuși există o serie de teorii. Se consideră că beta-HMB poate influența gena care controlează hormonul anabolizant IGF-1, respectiv insulin like growth factor 1, la nivelul mușchilor scheletici. Nivele crescute de IGF-1 susțin dezvoltarea masei musculare și concomitent previn distrucția musculară. În plus, HMV poate stimula dezvoltarea musculară sau sinteza proteică prin efect direct asupra căii mTOR, care este un regulator cheie al sintezei proteice. Există beneficii pentru performanță? Acest supliment pare a prezenta o mulțime de beneficii. A fost etichetat ca fiind anticatabolic datorită capacității sale de a preveni catabolizarea proteinelor. Utilizarea lui ar putea reduce efectele catabolice ale efortului fizic la nivel muscular. Este de înțeles că acest lucru ar fi de ajutor pentru sportivi în menținerea și dezvoltarea masei musculare prin programe de antrenament, contribuind la creșterea forței. HMB ar putea limita durerea musculară extremă ce apare în urma antrenamentelor și competițiilor dificile. De asemenea, ar putea fi de folos sportivilor în prevenirea pierderii de masă musculară ce apare pe perioade de imobilizare sau activitate redusă. Dar hai să vedem ce spun studiile. Din nefericire, studiile existente oferă rezultate mixte, în sensul că unele studii au demonstrat existența unor beneficii, în timp ce altele nu. De aceea e nevoie de și mai multe studii. În principiu pare că beneficiile suplimentării cu beta-HMB se manifestă și sunt mai semnificative la persoanele neantrenate care înregistrează distrucții musculare mai importante în urma antrenamentelor solicitante. Deci, iată un beneficiu pentru începători. De asemenea, studiile au arătat că beneficiile sunt prezente la sportivi mai ales atunci când se crește volumul și intensitatea antrenamentului sau când sunt expuși la diverse tipuri de stres fizic sau antrenamente cu care nu au fost obișnuiți. Nu există foarte multe studii pe sportivi accidentați, însă aceasta ar putea fi o zonă cu potențiale beneficii. Cum se folosește? De obicei se recomandă o doză de 1 gram în administrare de 3 ori pe zi, adică 3 grame pe zi. Această recomandare se bazează pe observația că doza de 3 grame zilnic produce rezultate mai bune decât 1,5 grame, dar nu neapărat mai bune decât 6 grame. Există efecte secundare? În general, acest supliment pare să fie sigur pentru sportiv și s-a observat chiar că poate reduce anumit factor de risc pentru bolile cardiovasculare, Așa cum ar fi creșterea LDL colesterolului. Nu s-a observat și un efect asupra HDL colesterolului, însă s-a observat o reducere a tensiunii arteriale. Sper că v-au fost de folos aceste informații. Abonați-vă la canalul Superfit și urmăriți-ne.